Salut, și Vansi, la un nou joc pe canal, se numește Life is a Game și e vorba despre un joc în care trebuie să avansezi de la vârsta de un an până la vârsta de, nu știu, habar n-am, când vei muri și în funcție de deciziile pe care le iei în viață, jocul se schimbă total, așa că nu uita să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade, poate reușim să strângem la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri. Hai să dăm start și să vedem ce se va întâmpla. Deci ăsta sunt eu și vedeți, acolo am choice și jump. Aici am o decizie de luat, să mă crească părinții. Am ales să mă crească părinții, iar acum va trebui să sar pentru a lua toate biberoanele. În funcție de câte multe biberoane iau, atât de fericit voi fi când sunt copil. Așa, încă o decizie aici, mă voi și juca. Deja am intrat la grădiniță. Dacă aleg copiii de pe jos, voi fi drăguț. Dacă aleg becurile, voi fi inteligent. Dar am să încerc să fiu și drăguț și inteligent. Uite, acum sunt drăguț. Și încerc să fiu și inteligent acum, să vedem, o să încerc să le iau, dacă iei pensula vei fi creativ. Bun, aici ne alegem un hobby, toată chestia asta merge foarte rapid, mi-aleg fotbalist și vedeți că vreau să măresc hobby-ul de fotbalist, deci trebuie să apăs acolo jos. Iar acum, în funcție de chestiile pe care le vei lua, vei merge spre cariera respectivă. Uite, de exemplu, eu acum am să încerc să iau cărți, dar nu prea multe, mai multe mingi de fotbal aș vrea să iau, fie fotbalist, fie habar n-am, ceva... Să vedem ce o să devin, în funcție de chestiile pe care le iau, știi? Am luat cam multe cărți, dar aș vrea să iau mai multe mingi, mai degrabă. Deci mai multe mingi vreau să iau. Am mingi full. Hai să vedem, deci mă lasă să fiu fotbalist, pompier sau medic. Bă, vreau să fiu fotbalist, sincer să fiu. Hai să fim fotbalist. Bun, ne mai jucăm cu mingea, iată, am intrat și pe stadion. Aici deja suntem la job, deja putem să câștigăm bani. Am avansat în viață. Vedeți că țigările vă elimină din viață. Deci trebuie să nu fumezi. Dar, na, uneori nu poți să scapi de ele. Uite. Așa. Mai iau niște bonus pe aici, bam. Frumos, uite, am ocolit. Aici dăm și golul, bam, frumos. Mi s-au mărit și banii. Și trecem mai departe în viață, deja suntem la costum. Deja am ajuns în altă etapă a vieții. Cumpărăm acest buchet frumos de flori, cumpărăm aici un Audi, hai că am avut bani și de Audi dacă e, hobby-ul nostru îl mărim, la prieteni nu prea am vorbit cu ei, prietenii al doilea cerculeț, dar o să vedem. Și acum ne luăm o fată, uite o să o iau pe fata asta, ia să vedem, vrea să fie cu noi, a vrut, super, poate să-ți dea nu și te super foarte tare dacă se întâmplă chestia asta, bun, hai să vorbim cu ea. Apăsăm aici Choice, am stat la picnic. Apăsăm aici Choice, am mers cu bicicletele și aici am mers în luna de miere. Și hai să vedem dacă vom avea un copil. Am avut și un copil! Mamă, am avut un copil, uite. Cățelul este mare, uite și copilul nostru. Mai vorbim puțin cu nevasta. Mă amuză că îi dă telefon deși suntem în aceeași casă. Iar acum ne întoarcem iarăși la job. Vedeți că am îmbătrânit puțin, ni s-a albit părul. Dar, na, până la urmă, asta e viața, știi? Adică n-ai ce să faci. Ok, încercăm repede să luăm bănuții, să facem bănuți aici, poate reușim să ne luăm și noi acolo o casă, ceva. Ok, 1600. Oho, gol, mamă, 3000, mamă, ce frumos, hai că sunt și legendă, cică, ne cumpărăm cea mai scumpă casă, cea mai scumpă casă am cumpărat-o. Ok, mai vorbim cu nevasta puțin. Ia să vedem, iată-o și pe nevasta, am îmbătrânit, frate. Dar așa este în viață, n-ai ce să faci. Iar acum dacă iei chestiile alea de timp, înseamnă că nu mai ai foarte mult timp la dispoziție și vei muri. Dar vedeți că viața începe să scadă din ce în ce mai tare, că ești la bătrânețe și nu ai de ales. Dar hai să vedem cât de mult putem mări chestia asta. Tot mergem. Nu mai am foarte mult din viață, sincer să fiu. No. Și din păcate, până aici mi-a sunat ceasul, aparent, oameni buni. Dar hai să vedem ce se va întâmpla. Băi, e foarte unic jocul, adică trebuie să recunoașteți. N-am mai văzut un joc de genul ăsta până acum. Și acum, iată, mă duc pe ultimul drum. Acesta este sicriul meu. Am dus o viață destul de bună de fotbalist, aș spune. Ok. O viață de fotbalist bun. Hai să vedem că acum la final o să ne zică care este treaba. Și nevasta ne plânge. A trăit ca un fotbalist bogat. Oh, e bine. Ia să vedem. I-a plăcut să joace fotbal încă de mic. Stai așa că nu e așa. Și a ținut prietenii la distanță. Asta pentru că n-am apăsat foarte mult pe butonul de prieteni. M-am focusat mai mult pe hobby-ul de fotbal. Dar da. Așa. A fost un soț bun și iubăreț. Ok. Oamenii îl țin minte ca pe un om bun. Asta e tare. Și aici urmează să ne zică... Sunt bucuros că în ultimele mele momente oamenii erau lângă mine.
Și acum ne întoarcem prin toată viața să vedem exact ce am făcut și reflectăm asupra vieții. Am fost foarte fericit, se pare că toată viața mea am lucrat pentru a cumpăra această casă. Interesant. Aici zice că a dat la gol, pentru că el din fotbalist a devenit antrenor. Dacă aș putea să aleg unul din cele mai bune momente din viața mea, ăsta ar fi momentul în care s-a născut bebelușul. Tu ai fost aici încă de când am fost eu mic. Mulțumită ție, am fost foarte fericit, cățelușul. Aici când a cunoscut-o. Acum că mă gândesc, ar fi trebuit să stau mai mult timp alături de tine. Regrete, știi? Chestii pe care le regreți în viață. I-am dat și un nume și i-am arătat-o iubirii mele. Așa. A fost golul vieții mele. Nu mi-explic nici eu cum am dat acest gol. Așa, ia să vedem. Trecem prin școală. Ia să mai vedem. Noi prin școală văd că n-a fost nicio decizie. Am vrut doar ceva ce mi făcea corpul să se miște, adică gen să fie mai activ. Tu ai fost cel mai bun prieten pe care îl puteam avea când eram mic. Și aici familia ne întoarce. Nu regret nimic, chiar a fost o viață bună. Și asta a fost viața, prima viață pe care am dus-o în acest joc. Iar acum veți vedea o altă viață, complet diferită, în funcție de deciziile pe care le voi lua. De data asta voi lua tot așa părinții la început, pentru că e un piculeț mai ușor. Dar după asta nu vom mai alege aceleași chestii. Dar v-am zis, dacă vreți să vedeți toate alegerile, nu uitați dați acolo un like dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri. Poate să mai facem episoade. Deci voi lua tot așa cățelul, dar de data asta voi fi creativ și nu voi mai lua toate beculețele de inteligență. Adică vom fi tot așa sweet și creativ, dar da, data trecută eram cu maximul de inteligență, dar nu e nevoie. Uite, avem 5 beculețe de inteligență din nou, eu zic că e ok. Și vom alege de data aceasta desenul ca hobby din liceu, vom desena, vedeți? Și asta ne face fericit. Bun. Ia să vedem ce variantă avem aici. Ne-am făcut și o prietenă în liceu, frumos. Avem aici, m-am mers la ore. Ia să vedem, ne mai facem un prieten. Deci suntem foarte, foarte bucuroși că avem mulți prieteni. 3 prieteni am. Oho. Ne jucăm aici în clasă. Ia să vedem ce mai avem noi, ce posibilitate mai avem să facem. Și în funcție de asta, în funcție de ce am ales acum, ia să vedem ce o să devenim. Ce sunt? Sunt pictor! Oho, sunt mare pictor, fiți atenți. Ne-am mai făcut un prieten. Trebuie să am grijă să nu iau pachetele de țigări. Dacă iei pachetele de țigări, vei muri. Dacă iei 7 pachete de țigări, vei muri tânăr. Și din păcate am 4 deja. Nu știu cum să le evit, frate. Pe unele dintre ele e destul de greu să le eviți. Dar hai că am reușit în mare parte. Am 612 bonus, nu e rău. Nu e rău, e ok, e decent. O să iau cel mai ieftin buchet de flori și ca mașină nu ne mai cumpărăm mașina, ok? Mergem cu autobuzul. Asta e, v-am zis, o să fie diferit. De hobby-ul meu nu prea m-am ocupat, dar m-am ocupat mai mult de prieteni de data asta. Să vedem cum schimba asta toată treaba. O să alegem pe fata asta și să vedem dacă vrea. A vrut din prima, am avut noroc, v-am zis, poate să te refuze și atunci să fii foarte supărat. Ne-am căsătorit în parcare și acum o să mă ocup de familie mai mult. Vedeți, am dat acolo să vorbesc cu nevasta. O să facem tot așa niște alegeri. Am să aleg astea două, dar nu am să mai aleg luna de miere. Aia e luna de miere. Hai să vedem ce se întâmplă dacă n-am mai ales luna de miere. Se pare că n-am mai avut un copil. N-am mai ales luna de miere, nevasta e fericită, dar de data aceasta nu am avut un copil. Nu-i nimic. Asta e, asta e viața. Am îmbătrânit, dar totuși m-am întors la muncă. Trebuie să am grijă să nu mai iau pachetele de țigări deloc. Deci dacă văd un pachet de la de țigări, trebuie să le evit cu orice ocazie. Și sper să nu mai fie. Vorbim din nou cu nevasta și încercăm să facem niște bănuți. Vezi că nu prea am atât de mulți bănuți cum aveam data trecută. Data trecută aveam foarte, foarte mulți bani când eram pe cariera de fotbalist. Oh, era să mor aici, cred că. Bun, aici nu prea avem bani de casă. Am fost pictor, n-a prea mai avut bani de casă. Și uitați-vă unde locuim. Asta e, dar suntem foarte fericiți. Deci, nu prea are importanță acum, totuși suntem fericiți. Asta e ce contează, cred eu. Asta ne mai mărește puțin viața. Dar nu cu mult. Nu cu mult. Și nu știu exact, dar vedeți că ceasurile astea practic îmi zic că mi s-a dus toată viața. N-am reușit să avansez mai mult de atât. Jocul e pe telefonul mobil, dacă vreți puteți să vă jucați și voi, e gratis. Dar n-am reușit să avansez mai mult de atât. Nu știu dacă ați reușit să vă avansați voi mai mult de atât.
Habar n-am. Până și cu cea mai bună carieră pe care am avut-o, tot am murit cam similar. Din ce am înțeles, există o posibilitate să faci un ending perfect în care să nu mori la final, adică gen să te aștepte prieteni sau ceva de genul ăsta. Din păcate, a trăit ca un pictor sărac. Fiți atenți că e altă treabă aici. N-a avut timpul pentru un hobby, dar și-a ascultat prietenii la nevoie. Deci de data asta mi-am ascultat prietenii la nevoie. A fost rece către întreaga lume, dar a fost foarte cald cu nevasta sa. Vedeți, își făceau aici un selfie. Oamenii totuși își aduc aminte de el ca un om bun. Asta este bine. Și aici o să ne urmeze să ne facă recapitularea. Sunt bucuros că lumea e alături de mine la finalul vieții, deci asta este la fel, dar acum să ne întoarcem în timp și să vedem prin ce am trecut noi în toată viața aceasta. Asta la fel cu cățelul. Aici cu nevasta, mă gândesc mai mult, ar fi trebuit să petrec mai mult timp cu tine, ne întoarcem tot așa în timp, ia să vedem, aici cred că, nu știu unde am mai luat o decizie. The drinks we had were quite the consolation sometimes, că am băut împreună, știi, cu prietenii, o să-mi fie dor de tine, ok, și de tine o să-mi fie dor, că am băut așa împreună și ne-am distrat, tot așa și cu fata aia. Nu a fost mare lucru, nu a fost mare hobby pe care mi l-am dorit când eram mic. Ok. You're the best partner. Ai fost cel mai bun prieten pe care l-am putut avea. Și nu regret nimic. Deci de data asta nu am regretat absolut nimic. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă nu vreau niciuna din chestiile astea. Adică, efectiv, uite, la început o să aleg să nu mă crească părinții. Să vedem ce se întâmplă. Ok? Deci de data asta am ales complet diferit față de primele două dăți. Să vedem dacă voi reuși să fac ceva. Aici nu știu că pot să mă dau singur. Ba da, pot să mă dau singur. Deci voi fi mai independent, să zic așa. Voi încerca să îmi iau tot așa un prieten. Vom alege inteligența de data asta să văd dacă pot. Bun. Să văd dacă am suficiente de astea de inteligență ca să maxăm. Inteligent și sweet aș vrea să-mi aleg. Și am ales inteligent și sweet și vom alege ceva, uite asta. De data asta, cântăm la asta, saxofonul parcă îi zice sau ceva de genul ăsta. Să vedem ce o să ajungem de data asta, o să încerc să mă axez mai mult pe cărți. Pe cărți și habar n-am. Uite, nu am reușit să-mi fac un prieten acolo, din păcate. Pe cărți și mai, de fapt, cred că maxez cărțile, să vedem ce o să fie. Maxez cărțile, am maxat toate cărțile. Și am să iau și mingi de fotbal, câteva. Dar în general vezi că am maxat cărțile, deci... am devenit profesor! Deci am devenit profesor de data asta, trebuie să am grijă cu țigările, să nu le iau pentru că voi muri. Mergem la clasă, lumea ne aplaudă, ne iubește lumea. Dar trebuie să am grijă, cu câți bani iau mai mulți, cu atât devin mai nefericit în viață. Observați? Deci cu atât devin mai nefericit în viață. Trebuie să am grijă să nu mai au chiar atât de mulți bani. A făcut destul de bine banii, dar e trist, e nefericit. Vom lua cel mai scump buchet. Ok, și vom lua cea mai scumpă mașină. O să luăm Audi-ul. Suntem profesor, avem Audi. Avem cel mai scump buchet de flori. Să vedem dacă reușim să ne găsim și o fată. Dacă ajunge la nefericire maximă, e nașpa. E o situație nașpa. Hai să întrebăm pe fata asta dacă vrea să fie cu noi. Nu vrea să fie cu noi, din păcate. Din păcate, o întrebăm pe fata asta dacă vrea să fie cu noi. Nici ea nu vrea să fie cu noi. O să trăiască singur în viața asta, cred că, da. Din păcate, n-a reușit să-și găsească o iubită și nici nu prea are prieteni. Asta e mai trist. Deci este singur, singurul prieten pe care îl are este cățelul. Asta e, asta este viața pe care a reușit să o prindă. Să vedem dacă acum vom reuși să-l facem fericit, pentru că dacă eu iau banii ăștia, voi fi nefericit. Asta mă face fericit, asta mă face fericit, mi-a dat și un achievement. Până la urmă ai nevoie de bani ca să trăiești, dar vedeți voi, banii mă cam fac nefericit. Măcar să am bani să-mi cumpăr o casă, ceva zic. Să ne ajung pe străzi, ar fi o idee. Aici mă pune să-mi aleg casa și am 1000, am, e bine. Mi-am ales casa. Hai să mai vorbim cu prietenii. Care prieteni? Ok, am uitat că n-am prieteni aparent.
Bă, ce trist. Mi-am luat ăsta ca să mai supraviețuiesc puțin. Dar la final nu va fi nimeni lângă mine. Bă, finalul ăsta chiar e trist. Deci finalul ăsta chiar e trist, frate. Sincer vă zic. Deci sincer vă zic, acum ce se întâmplă? Vezi că deja a murit, că la viața acolo nu mai are. Bă, e prea trist finalul ăsta. Acum săracul va fi singur la bătrânețe, deși... Da, dar nu, n-a avut niciun prieten. Deci nu și-a făcut niciun prieten de-a lungul vieții. Deci chiar va fi trist. Și singur. Și mort. Da. Sunt niște oameni acolo în spate, dar important e cei care stau lângă tine. A trăit ca un profesor normal. Ok. I-a plăcut să cânte jazz. Interesant. Și-a păstrat distanța față de prieteni. Asta știam. A trăit viața fără un partener. Supărat. Lumea a zis că e prea rece. Da. Din păcate, nu a dus o viață foarte, foarte bună de data asta. După cum așteptam, nu e niciun loc mai bun ca acasă. Așa, ia să vedem. A fost atât de greu să-mi las clasa astăzi știind că e ultima zi. Deci asta când a terminat așa, era bucuros că avea cățelul. Eram atât de singur, dar dintr-o dată am uitat că sunt singur. Da, aici a avut două nereușite. You did well, buddy, deși a luat mașina. A fost bucuros că și-a luat mașina. Asta a fost prima dată când a predat la clasă. I-a plăcut foarte mult. Trecem înapoi. Așa, ia să vedem. Chiar și saxofonul și învățătorul meu de saxofon mi-a zis că sunt foarte bun. Adică profesorului de saxofon, învățătorul. Și știam că trebuie să zic la revedere la un moment dat. I-a zis că țelul lui s-a întors înapoi. Iar asta a fost viața lui. Și cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa!